Evenimentul de sâmbătă noapte a fost anunțat la 112 la ora 2 și 21 de minute, iar la fața locului s-au deplasat pompierii militari cu o auto specială pentru descarcerare și două ambulanțe smurd, dar și polițiștii. Șoferița este din Comuna Sucevene Udești. S-a constatat că, în timp ce conducea autovehiculul pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Suceava, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a pătruns pe un scoar care separă benzile de mers, aproape de ieșirea în bulevardul Anaipătescu. Șoferița, care s-a lovit ușor, a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero în aerul expirat. Conducătoarea auto a fost preluată de echipajele Smurd. I s-a acordat primul ajutor medical, iar apoi a fost transportată la unitatea de primiri urgențe Suceava pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate, inclusiv pentru prelevarea de probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Polițiștii au întocmit dosar penal privind infracțiunea de vătămare corporală din culpă. La finalul lunii martie, o tânără de 20 de ani, originară din Republica Moldova, a ajuns la spital după ce mașina în care se afla împreună cu două prietene, s-a izbit violent de un stâlp din municipiul Suceava. Stâlpul de beton a fost aproape retezat de puterea loviturii, iar motorul mașinii a fost proiectat la câțiva metri distanță. Femeia care se afla la volan consumase alcool și nu puțin. Conform poliției, aparatul etilotest a arătat un rezultat de 0,9 la 1000 în aerul expirat, ceea ce înseamnă dublu în sânge și dosar penal. Accidentul s-a produs pe strada Ana Ipătescu, din centrul municipiului Suceava și a fost anunțat la 112 la ora 3 și 23 de minute.